Angelo e cel mai tare. Trebuie să vă mulțumesc pentru că v-ați oferit să aveți grijă de tiramisu pentru câteva ore. Nu e nicio problemă, Katie. Noi adorăm pisicile. Dar și mai mult adorăm delicioasele tale brioșe. A promis să ne răsplătească cu câteva. Veți vedea că tiramisu e o pisicuță cu minte, nu-i așa, draga mea? Da, e foarte cu minte. În ordine, atenție la mine, copii. Iată ce veți face. Îi dați de mâncare odată la 3 ore. Vai, doar de mine, bucățele deja mici, simt gustul delicios al brioșelor. Sunt catifelate cu umplutură de vanilie și glazură de ciocolată. Asta e tot. Ne întâlnim aici la ora 4. Va fi floare la ureche. Adică brioșe la ureche. Prinde pisica. Așadar, Angelo, ai o pisică. Cum să procedăm? Pisicile sunt independente, nu trebuie să facem nimic. Se va distra de minune singură timp de o oră. Noi nu vom avea de făcut nimic. Uite, Joe, mama, ți-am adus un tovarăș. Nu e deloc bine. Serios? Lola, ai grijă! Firar, a fost cât pe ce? Ai văzut ce gheruțe are? La fel ca vânzătoare de la supermarket. În ordine, iată care e planul. Tu o vei alunga spre mine, iar eu o voi prinde când va încerca să fugă în partea cealaltă. Nu vreau să fiu aproape de acea pisică. E dusă cu Pluta. Da, ai dreptate. Mai întâi avem nevoie de o strategie pentru a o calma. Aha, muzică. Niște melodii relaxante o vor calma. Ce pot să spun? Mă pricep la pisici. Gata! Opresc muzica! Angelo? O mână de ajutor? Și eu voiam să-ți cer asta. E acolo, pe tomberon. Dacă pierdem pisica, Katie va fi foarte supărată pe noi și nu vom primi brioșe deloc. Trebuie doar să o ademenim înapoi în casă. Cu brânză și macrou. Cuton! Ce miros urât! Am pus momeala. E timpul să agităm valurile. Funcționează! Cred că voi vomita. Funcționează! Funcționează prea bine. Câte pisici crezi că am prins acolo? Nu știu, dar măcar am prins-o pe tiramisu. Sau nu? Vino aici, pisicuțo, nu-ți facem rău. Tiramisu, aici, fetițo, tiramisu. Pisicile nu vin când le strigi pe nume. Doar câinii fac asta. Dacă te pricepi atât de bine la pisici, să vedem ce faci. În primul rând, pentru a prinde o pisică, trebuie să gândești ca ea. Miau, miau, miau. Cred că tiramisu se gândea: ce copil ciudat am văzut. Da, foarte amuzant. Ce cauți pe tomberonul meu? Caut pisica lui Katie. Fuge! Prinde pisica! Hei, destrăvanilor! Veniți înapoi și adunați mizeria asta! Ce fac? Nu pot ține pasul cu acești copii. Taxi! Acolo, acolo e! Păstrează restul! De fapt, dă-mi-l! Cursul de yoga la care merge Katie. Să nu ne vadă! Să nu vadă nici pisica! 5 secunde în poziția câinele a plecat. 5. Urmează partea mai dificilă. Să o prindem pe tiramisu fără a face gălăgie. 2 și 1.
Acum ne așezăm în poziția lotus, cu mâinile pe genunchi și privirea înainte. Închideți ochii și respirați adânc. Relaxați-vă. Întindeți-vă și inspirați încet. Expirați încet și relaxați-vă. Asta e. Ați muncit din greu azi. Relaxați-vă acum. Lăsați în urmă tot stresul. Veți aduna mizeria! O, ce? La cursul de yoga nu se vorbește! Am uitat cuvintele de meditație. Ați încercat vreodată această poziție? Bătrânelul care fuge! E acolo! Nu acum, Lola! Acolo e pisica! Da! Hei, tiramisu, privește! E un șoricel! Kids, kids, haide, îți plac șoriceii! Se apropie! A fost vina mea. Nici o grijă, e încă în magazin. Pun pariu că postul favorit al lui Tiramisu e Șoricel TV. Kids, kids, sunt un șoricel și sunt delicios. Priviți, sunt la televizor. Să vă pese! Nu faceți mizerie în curtea mea! Hei! Ești sigur că va funcționa? Oh, glumești! Când a eșuat vreodată un plan de-al meu? Bine, nu-mi răspunde. Iată ce se va întâmpla. Pisicile nu rezistă când văd un ghem de sfoară. O vom omi pe Tiramisu și bum! O vom prinde. Nu mai vorbi singur, se apropie pisica. Să pornim la atac. Pisicuță cu minte, nu mișca! Hei, ai grijă! Oh, nu! O prind eu la cădere! Stai! Vai de mine! Am fost așa aproape! A fugit din nou! Curățați! Mizeria! Asta! Copii! Am nevoie de o înghețată! Va trebui să-i spunem că Tiramisu a fugit. Oare Katie ne va da o brioșă, fiindcă am spus adevărul și am fost curajoși? Mă îndoiesc. Așadar, cum v-ați descurcat? Ascultă, Katie, trebuie să-ți spunem ceva. Angela încearcă să spună că nu a fost vina noastră. Stai, a fost, într-un fel, dar am încercat totul. Tiramisu? Cred că am halucinații datorită lipsei brioșelor. A venit înapoi singură? Da, v-am spus că așa face. Ne-ai spus? În ordine, atenție la mine, copii! Iar când fuge, vine înapoi singură. Asta e tot. Da, ne aducem aminte. Wow, te simpatizează? Vreți să aveți și mâine grijă de ea? Nu. Așadar, ne primim răsplata? Da. Nu vă păcălesc, vă mulțumesc și poftă bună! Acum plecați de aici! Da! Eu vreau pe cea roșie! Bine, dar eu le vreau pe cele cu glazură de ciocolată! Aha!
V-am prins! Brioșele! Brioșele! Brioșe? Nu! Păi, cum rămâne cu mizeria? Oh, nu-mi pasă deloc de ea! V-am fugărit doar fiindcă nu aveam nimic de făcut. Oricum, se pare că problema e rezolvată. Unde e? Haide, haide! Iar ți-ai uitat tema. Da, tema la istorie. Au. Aș putea să o iau din calculatorul tău folosindu-l pe cel de la școală și să ți-o printez. Mersi, dar nu mai avem timp. Mă angajez să o predau mâine. Nu e așa că ar fi mai ușor dacă am avea un calculator în dulap? Ba da, doar că tu ți-ai petrece toată ziua stând pe internet. Iar tu te-ai uitat la filmări cu pisici pianiste toată ziua. Da, e o idee grozavă. Nu, filmările cu pisici nu sunt deloc grozave. Nu, mă refer la un calculator în dulapul meu. Așa e, voi avea cel mai fenomenal dulap. Dulapul fenomenal. E cam depășit, însă cu mici retușuri va fi perfect pentru ceea ce ne dorim. Știm cu toții ce impact va avea dacă ne vor vedea că ducem calculatorul la școală. Și ce ne facem? Strategia numărul 1. Descompunem și cucerim. Stai pe loc! Ce ai acolo în mână? E pentru proiectul de la științe. Sigur! Și ce fel de proiect se presupune că ar fi ăla? E placa de bază a unui calculator vechi. Chipsetul ăsta e atât de vechi de parcă ar fi fost fasonat de oamenii peșterilor. Nu pare vechi deloc! E clasic. Pare a fi de anul trecut. Vezi? Are o memorie de 16 GB. Rezoluția e numai de 1024 de pixeli. Îți vine să crezi? Mai am unul ca și ăsta acasă. Hai, du-te! Stai, Angelo! Nu ai voie cu calculatorul personal la școală. Poftim, dar e proiectul meu la biologie. O cușcă pentru reptile. Ce e înăuntru? O țestoasă de lac. Cât de tont mă crezi? Asta nu e o țestoasă de lac. Nu e? Țestoasele de lac trăiesc în apă, iar broaștele țestoase pe uscat. Asta e o broască țestoasă. Oh, ce bine că știu! Mulțumesc! Pa! Lola, ce e aia? Ce? Asta? E din colecția de accesorii ecologice. E o tastatură reciclată și o folosesc pe post de poșetă. Și unde îți ții lucrurile? Gumă? Lola, nu cred că e o poșetă adevărată. Păi, nici eu nu cred că vreți binele mediului înconjurător. Ce aveți împotriva reciclării, domnișoară Perla? Nimic, doar... du-te. Astea nu mirosa bine. E gata. Super! Avem calculatorul nostru la școală. Așa mai merge. Ne vedem aici pentru a ne conecta. Nu se închide. A fost aproape o idee bună. Uneori, contraloviturile îți oferă soluții care îți duc planul la nivelul următor. Prieteni, cred că dacă am unit dulapul meu cu al vostru, ar încăpea. Ia stați, ăsta nu-i dulapul celui care a renunțat după prima săptămână la școală? Ai dreptate, e liber! Hai să ne extindem! Voila! Perfect! De ce mai avem nevoie la un dulap fenomenal? L-a aruncat cineva? Cât de grozav ar fi să ai propriul mini-frigider la școală? Dar avem cafenea. Fii serios, întotdeauna e coadă. Știi prea bine, cu frigiderul ne-ar fi mult mai comod. E gata. Bravo, Sherwood. Ia fiți atenți, prieteni. Ce merge bine cu o băutură rece, dacă nu? Niște gustări calde. Le-am găsit în garaj. Un cuptor cu microunde, da? Și cum introducem astea în școală? Ăsta e planul tău? Hei, ai tu o idee mai bună? Am 100 de idei. Să vedem dacă ideea mea va merge. Lola, e rândul tău. Salut, ce faci, Maneti? Care-i treaba? Ce face familia ta? Ai îmbrâncit pe cineva astăzi? Tu nu mi-acorzi atenție deloc, așa-i? De fapt,
cred că ar trebui doar să-ți spun că băieții vor să prindă o gogoașă într-o undiță, să te ademenească pentru ca tu să alergi după ea și să atragi atenția tuturor când vor introduce un cuptor cu microunde și un mini frigider în dulapul fenomenal. Gogoașă! Gogoș! Gogoș, gogoș! Maneti, oprește-te chiar acum! Mai bine te-ai opri! Ne mai trebuie spațiu! Și, Butterfingers, ce părere ai? Despre ce? Punem la punct dulapul fenomenal. Avem un calculator, dar adăugăm un cuptor cu microunde și un frigider. Grozav! Succes! Da, am vrea să ne extindem, însă avem nevoie de dulapul tău. Știu și eu. Haide, va fi grozav! Te vom lăsa să ții sucuri în frigider. Sună bine! Și ce voi face eu cu cărțile mele? Le poți purta cu tine toată ziua. Și n-o să obosesc? Ba da, dar vei avea băuturi reci care te vor revigora. Are logică. Gogoașă, gogoașă, gogoașă! Trebuie să-l oprim pe Manete. Are cineva o săgeată tranquilizantă? Dă-mi un suc. Ce? Ce e, Sherwood? Potrivit proiectului școlii, în spatele dulapurilor e un vechi birou al administratorului care a fost astupat. Vrei să spui că tot ce ne separă dulapurile de locul ăla putem rezolva cu niște lacăte și câteva șurubelnițe? Să-i dăm bătaie! Te-am prins! Acum vei pieri! Ăsta nu e un dulap fenomenal. Ăsta este dulapul tuturor timpurilor. E super aici. De unde vine zgomotul ăsta? Da. Băieți, ce spuneți dacă am aduce o cadă? Nimic impresionant, una mică. E o țeavă chiar acolo, așa că n-ar fi o problemă. Trebuie să-i spun unchiului Fit despre asta. Ce bine că am instalat un sistem de securitate. E adevărat ce am auzit? Că v-ați transformat dulapurile într-un loc de odihnă luxos? Poftim? Aș vrea eu, dar nu. Cum am putea face noi așa ceva? Pune-i să-l deschidă, unchiule Fit, să vezi cu ochii tăi. E cam dezordonat, dar arată normal. Dar am fost acolo, am văzut totul. Păi, am pus un poster nou cu trupa Slabber. Poate că la schimbarea asta se referă Tracy. Tracy? Cere-i scuze lui Angelo chiar acum. Scuze, îți arăt eu ție. Hei, dacă ai un lucru frumos, e o idee bună să-l protejezi. Și orice ai face, ține-l secret. Nu credeam că va fi așa. N-am crezut că 5 oameni pot face atâta mizerie. Eu nu vreau să curăț. Eu nu sunt o menajeră. Bine, asta se întâmpla înainte cu 3 săptămâni. Noi 3 am lăsat câțiva copii în locul secret și toți au promis că vor păstra secretul. Dar zvonul s-a răspândit. Acum a ajuns cel mai frecventat loc din școală și e mult prea aglomerat. Ne petrece mai mult timp curățând și având grijă de dulap decât bucurându-ne de el. Scuze, frate. Angelo, avem o problemă. Tracy ne pârăște lui Fit. Am încurcat-o, asta e sigur. Știi, poate a sosit timpul să demontăm dulapul fenomenal. Urgent! Ha,
De data asta am dovada și am descoperit că au încuietori secrete care deschid pereții dulapului. Dacă inventezi din nou toate astea, domnișoară, vei fi pedepsită o săptămână. Bine, haide! Mișcați-vă! Trec! Hei, am spus să vă mișcați! Privește! Gata! Uite! Tracy, m-am săturat de acuzațiile tale stupide! Să mergem, acum! Stai! Aha! Angelo, poți să-mi spui ce e cu așa numitul loc secret pe care l-a filmat Tracy? O, ăla! Cred că Tracy are filmarea aia de câteva luni. E căsuța mea din copac. Da? Și ce faci cu toate astea? Oh, voiam să donăm lucrurile din căsuța din copac școlii în scop caritabil. Dar... Ne vedem când dispășești pedeapsa. Cât l-am avut? Dulapul secret a fost minunat. Da, dar mă bucur că am scăpat de el. Ne-a dat prea multe bătăi de cap. Și te simți bine când faci donații oamenilor nevoiași? Măcar am păstrat mini-frigiderul. Pentru o treabă bine făcută. Au dublat în limba română Carina Marin, Anca Signirean, Ioana Dagău, Cosmin Petruț, Iulia Tohotan, Ioana Perneș. Traducerea și adaptarea Corina Petric. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Un plan perfect cu un final perfect.